Doamna Voivozeanu, ați fost recent numită în Consiliul de Administrație al șantierului naval 2 mai. S-a creat așa un întreg scandal pe această temă. Știu că probabil nu v-a fost tocmai ok toată această perioadă. Probabil n-ați primit tocmai bine valul acesta de reacții creat în spațiul public. Însă ați luat o decizie și aș vrea să ne spuneți care este aceasta. Într-adevăr, decizia era luată înainte de a începe tot acest val. În momentul în care a sosit numirea, ne-am hotărât că ceea ce, cunoștințele pe care le-am să se îndrepte acolo unde este nevoie de mine și cu bagajul de cunoștințe pe care l-am și unde pot ajuta și eu o instituție prin ceea ce știu. Șantierul naval nu era un loc tocmai propice pentru a merge eu acolo. Cu toate că era o numire legală, o numire ok din din toate punctele de vedere. Disconfortul este creat de fiecare dată când cineva vorbește despre tine, că vorbește neadevăruri, asta este a doua parte. Eu am vrut ca după încheierea acestui post mare, că suntem în postul mare, să pot ieși cu o reacție, însă având în vedere, așa cum ai spus și tu, valul de reacții, atunci am zis că să ies și să spun și punctul meu de vedere. Eu am stat de vorbă cu toți oamenii care mi-au adus injurii și care m-au creionat așa, într-un alt fel de mod. Eu n-aș vrea să le spun numele, pentru că au avut de demonstrat în politică, deci o doamnă a avut timpul necesar pentru a face lucruri și pentru a demonstra în sânul comunității cum este și pentru acest lucru, eu deja am mers către Inspectoratul Teritorial de Muncă, de unde am solicitat tot ce înseamnă revisalul meu cu locurile de muncă unde am lucrat și ce funcție am avut. Eu la acea societate am deja scris aici în anul. 2013-2014, pentru că, așa cum am spus, îi... mă poate acuza toată lumea de fel de fel de lucruri, că toți avem, nu suntem fără de păcat, dar nu mint. Iar la Mediacom am fost, ce scrie aici, recepționist. Deci am fost recepționer, în, așteptam doamnele dornice de acele proceduri SPA să vină către noi, le preluam, le prezentam procedurile, făceam abonamente și cam atât. Deci atenție, nu masioză. Cum s-a vehiculat? Nu, în niciun caz. A, eu pot să fiu masioză atunci când îmi masesc copilul când are o problemă medicală. Așa. Asta este altă treabă. Sunt masioză în sensul în care dumnea ei a vrut să, să mă pună într-o lumină? Nici nu poate fi vorba. Este Din punctul meu de vedere, este o declarație politică. Dumnea ei nu este prima oară când este cu astfel de declarații și... Chiar nu înțeleg de ce. Pentru mine este o persoană ștersă. Este o persoană care, încă o dată vă spun, a avut de demonstrat din punct de vedere politic, profesional, din toate punctele de vedere. Și cam atât. Nu vreau nici măcar să-i spun numele, pentru că nici nu are rost. V-a acuzat și de furt? Până la... Păi în uh, 10 ani de zile, uh, cineva mi-ar fi spus ceva, mi-ar fi atras atenția, ar fi existat. Eu nu cred că cineva, chiar dacă ți-a -ți 10 lei din buzunar, nu reacționezi. Și în continuare te vezi pe stradă, te saluți, uh, nimeni nu mi-a bătut obrazul în tot acest timp. Eu am lucrat cu fete care, după acest scandal, m-au sunat și uh, au fost alături de mine. Am mesaje pe telefon cu susținerea lor. Eu, dacă aș fi făcut acest lucru, chiar am sunat-o pe dumneavoastră imediat după declarație uh, și am avut, am purtat uh, o discuție. În continuare, în continuare, și, uh, și ține ținuta de om uh, de politic și de om care, din punctul meu de vedere, este aruncat în față atunci când trebuie să arunci cu noroi în cineva. Dar cam care a fost discuția acea telefonică dintre dumneavoastră și respectiva doamnă pe care nu vreți să o numiți, adică nu vreți să-i spuneți numele? Da, am, am întrebat-o foarte tranșant ce prejudicii am adus firmei atâta timp cât am lucrat acolo. A vorbit pe lângă, eu m-am referit strict la ce am făcut în incinta afacerii dumnei. Dacă dumneei dorește să-și pună un felinar roșu pe afacere și să spună că acolo au venit bărbați, că au fost masați, așa, este problema dumnei. Eu știu, într-adevăr, că venea, au venit doi oameni în tot acest timp, doi bărbați la spa. Este vorba despre un domn din Slobozia, înțeleg care tot venea, îmi scapă numele acum, dar probabil îmi voi aduce aminte în scurt timp, și un domn care venea cu o problemă medicală. Revenind la decizia pe care ați luat-o, în legătură cu funcția pe care ar fi trebuit să o ocupați în acest Consiliu de Administrație al șantierului Naval 2 Mai, ați refuzat până la urmă. De ce ați ales acest lucru? De ce ați făcut acest lucru? Păi tocmai din acest punct de vedere. Este o companie foarte mare, este o responsabilitate foarte, foarte mare. Din punctul meu de vedere, atunci când a plecat CV-ul către București, mă gândeam, având în vedere activitatea pe care o desfășor, să mă regăsesc undeva într-un loc în care pot aduce un plus valoare și anume probabil pe educație, pe cultură, pe comunicații. Chiar doamna respectivă este din 2018 membru în Consiliul de Administrație al TVR. Nu știu care, este, care sunt veleitățile dumnea ei din punct de vedere al comunicării, mai ales că eu am lucrat în presă aproape 15 ani. Iată că și dumnea ei este acolo, nu știu ce o recomandă, aș putea și eu să o întreb. Și tot public îi voi spune și dumnea ei că îi solicit toate ștatele de plată cu toată salarizarea mea de un an de zile.